Compania de apă Someș are un nou director general, este vorba de Călin Neamțu, fostul director de producție al societății. Acesta a câștigat un concurs organizat de Consiliul de Administrație al companiei. Marți s-a finalizat, este un comitet de nominalizare și remunerare care se ocupă de, asta e procedura, întregul proces de selecție. În fine, au fost doi candidați, domnul Iacob și domnul Neamțu. A avut loc un interviu și domnul Neamțu a câștigat cu majoritate de voturi. Fostul director Dorin Ciatareș, care a condus compania de apă Cluj în ultimii 25 de ani, nu s-a mai înscris la concurs. Ziar de Cluj a anticipat încă din luna martie cine va fi noul director la compania de apă. Se schimbă directorul la compania de apă Someș, ba chiar s-a lansat deja anunțul că se caută înlocuitor pentru actualul director Dorin Ciatareș, dar noi vă spunem că nu are sens să participați, nici măcar nu vă obosiți să vă faceți dosarul de concurs, pentru că deja se știe cine va fi noul director. Călin Neamțu este numele lui, este om de încredere, om de partid și este agreat de SRI. Au scris atunci jurnaliștii de la Ziar de Cluj. Concursurile pentru posturile de director în cadrul companiilor din subordinea Consiliului Județean Cluj au fost demarate după ce septembrie anul trecut, Forul Județean a dat o hotărâre prin care erau numiți noi administratori în aceste entități. Prefectul a atacat în instanță aceste hotărâri, dar Consiliul Județean Cluj a câștigat procesele în primă instanță.